Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție Tânăr în Europa. Eu sunt Andreea Pietroșel. Astăzi vorbim despre bani europeni, mai exact despre cei care sunt alocați prin intermediul programului regional București-Ilfov 2021-2027. Este un subiect despre care am mai vorbit și cu siguranță vom mai vorbi cu Simona Curpan, este șefa Departamentului de Promovare Regională și Investiții al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua! Bună ziua, mulțumim mult pentru invitație și ne bucurăm să promovăm din nou oportunitățile de finanțare din regiunea București-Ilfov prin programul regional 2021-2027, dar ne bucurăm să prezentăm și exemple, proiecte de succes din perioada 2014-2020 din regiunea noastră. De aceea l-am invitat alături de noi și pe domnul Andrei Ciosvârdă, este administrator public la Primăria Brănești. Ne va vorbi, după cum spuneați dumneavoastră, despre metodele de bună practică pe care le aplică Primăria Brănești. Mulțumim că sunteți alături de noi. Bună dimineața! Programul regional București-Ilfov 2021-2027 are 8 priorități și un buget de 1,4 miliarde de euro, peste 1,4 miliarde de euro, pentru proiecte, bani care vor trebui investiți și nu doar cheltuiți, așa cum ați spus la conferința de presă, de către autoritățile locale și instituțiile publice din regiune, dar și de mediul privat până în 2029. Am văzut că ați publicat calendarul orientativ de lansare a apelurilor de proiecte. Unele vor fi lansate chiar și în luna aprilie. Doamna Curpan, la ce fel de proiecte ne referim și care e valoarea lor? Termenul exact când vor fi lansate aceste propuneri de ghiduri ale solicitantului, le vom anunța din timp. Ne propunem în prima parte a anului să lansăm ghiduri în consultare publică. Este important să avem un termen de consultare publică, să realizăm aceste ghiduri ale solicitantului împreună cu potențialii beneficiari. De aceea este importantă această consultare publică. Primele proiecte vor viza în principal partea de eficiență energetică, proiecte deja începute din regiunea București-Ilfov. Această prioritate a avut prioritate, să spunem așa, și în perioada 2014-2020, multe proiecte depuse din regiunea noastră, atât din București, sectoare din București, 3, 4, 6, au fost proiecte depuse de primăriile din București, dar și din Ilfov. Am avut proiecte pentru eficiență energetică a blocurilor de locuință, mă refer în special. Din orașe din Ilfov, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, câteva exemple de proiecte din regiunea București-Ilfov. Ne așteptăm și în perioada 2021-2027 să avem proiecte depuse pentru această prioritate. Prioritatea de eficiență energetică nu se referă numai la blocurile de locuințe, o să avem un apel de proiecte și pentru clădirile publice, importante de asemenea pentru eficientizare energetică în regiunea București-Ilfov. Mulțumesc frumos pentru precizări. Programul regional București-Ilfov 2021-2027 are o finanțare de 3 ori mai mare. Andrei Ciosvârdă, veți aplica la noul exercițiu financiar? Ce proiecte aveți în plan? Sigur că vom aplica, abia așteptăm, chiar păstrăm legătura cu agenția de dezvoltare și tot, haideți, haideți cu ghidurile. Am înțeles că este nevoie de puțină răbdare. Pe această cale vreau să felicit și în același timp să le urez multă putere de muncă pentru faptul că vor deveni autoritate de management pe noua alocare. Va fi mult de muncă, dar în același timp noi vom avea o colaborare directă cu ei și atunci cred că va fi bine pentru toți cei care vor să aplice. Noi avem pregătite pentru noile alocări proiecte ce constau în eficientizarea energetică a clădirilor publice. Vrem să modernizăm și să consolidăm clădiri cu risc seismic, pentru că în urma consultărilor dintre noi și Agenția de Dezvoltare s-au modificat cerințele și față de alocarea anterioară, acum putem să includem și clădiri cu risc seismic, bine, prin asumarea consolidării din partea noastră sau, în fine, vom vedea cum va fi varianta finală, dar
De exemplu, în alocarea anterioară, plădirile cu risc seismic din start n-aveau ce căuta la finanțare și era o problemă pentru că, o să vă povestesc mai târziu din proiectele pe care le-am implementat deja, o clădire n-am putut să o eficientizăm energetic pentru că era clasă de risc seismic 2. Vrem neapărat să implementăm surse regenerabile de energie unde se poate, cum se poate, pentru a acoperi nivelul consumului la nivel de localitate. Vrem să creăm spații noi verzi, avem deja finalizat un studiu de fezabilitate pentru crearea unui nou parc în centrul comunei de 3,5 hectare. De asemenea, vrem să modernizăm infrastructura rutieră, pietonală și mai ales să accesăm fonduri pe partea de digitalizare, să implementăm cât mai mult din conceptul de Smart City, care este o prioritate importantă în noua alocare 2021-2027. Mai exact, cum poate să devină Comuna Brănești smart? Păi, mai smart decât e deja, pentru că e destul de dezvoltat. Da, este dezvoltată din punct de vedere al infrastructurii sau altor elemente care pot fi considerate ca fiind dezvoltate, dar și aici trebuie să recunoaștem. De exemplu, în momentul de față, primăria Brănești nu poate elibera, vă dau un exemplu, certificat de urbanism sau certificat de atestare fiscală exclusiv online. Prin digitalizare vrem să facem un portal în care cetățeanul să poată să-și facă un cont. Dau un exemplu, da? Să-și facă un cont și să poată să aibă acces la dosarul propriu și să încercăm cât putem să renunțăm la ce înseamnă dosare, să renunțăm la registratura clasică, să mergem cât mai mult în online și digital, ca cetățeanul să interacționeze mult mai ușor cu instituția primăriei. Doamna Curban, în acest exercițiu financiar sunt oferite și oportunități de cooperare în afaceri lansate de firme din 64 de țări cuprinse într-o rețea numită Enterprise Europe Network. Cum funcționează acest mecanism? Acesta este un proiect dezvoltat de colegii mei de la Biroul de Asistență pentru IMM-uri. Este un proiect în colaborare cu regiunea Sud-Muntenia și împreună cu mai mulți parteneri din regiunile noastre, cu Impact Hub, cu Asociația Măgurele Science Park, câteva exemple de parteneri care s-au asociat, de asemenea cu Consiliul pentru IMM-uri, sunt câțiva din partenerii care sunt asociați în acest proiect. Este o rețea formată cu finanțare directă de la Comisia Europeană. Sunt mai mulți ani de când agenția este implicată în acest proiect. Va fi finanțat și în continuare și de asemenea, dacă sunt interesați pe partea de IMM-uri, avem o secțiune pe site-ul nostru adrbi.ro dedicată acestei campanii din rețeaua Europe Enterprise Network. Este o rețea care pune în legătură companii din mai multe țări, regiuni din România, de asemenea de cooperare și cu alte, se caută parteneri și în alte regiuni din Europa. Pentru cei interesați, avem site-ul nostru adrbi.ro. Pe prima pagină este o secțiune dedicată acestei rețele EEN. În luna martie ați organizat împreună cu Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România primele două ateliere de lucru dedicate autorităților publice locale din mediul urban și de la nivelul Consiliului Județean Ilfov. Cum s-au desfășurat ele? De ce e nevoie de așa ceva? Noi l-am numit un prim pas în implementarea programului regional 2021-2027. Sunt aspecte importante pentru, în special pentru autoritățile publice locale. Câteva exemple de proiecte, de tipuri de proiecte care se pot finanța prin programul regional 2021-2027. De asemenea, vor continua aceste tipuri de ateliere și în perioada următoare. Mâine va avea loc un alt
astfel de, de atelier dedicat în special autorităților publice locale din regiunea București-Ilfov, deoarece aceste autorități publice locale sunt una dintre principalele noastre proiecte care vor fi depuse prin noul program, unul dintre principalii noștri parteneri care vor depune proiecte prin Regio București-Ilfov 2021-2027. Sunt seminarii care au vizat și vor viza discutarea unor aspecte legate de noul Bauhaus pentru proiectele, în special proiectele care vor viza lucrări de construcții din regiunea București-Ilfov prin programul regional 2021-2027. Să ne întoarcem un pic la Brănești, pentru că ați avut foarte multă treabă până acum. Ați avut, mă uitam la lista de proiecte, sunt câteva și sunt mari și importante. Proiecte realizate cu fonduri din programul operațional trecut 2014-2020. Domnule Andrei Ciosvârdă, ce proiecte ați făcut cu bani europeni din această finanțare? Am văzut că ați investit în educație, în infrastructură, în formare profesională. Da, sigur. Pe alocarea anterioară din Regio au fost implementate 5 proiecte. Iar pentru că cele 5 proiecte desfășurate în cadrul Regio au fost axate pe eficientizarea și dotarea a două licee din Brănești, vă rog să-mi permiteți să fac o mică introducere a sistemului educațional de pe raza localității. Nu mult știu, dar Comuna Brănești este singura comună din Europa, dacă nu poate chiar la nivel mondial, unde își desfășoară activitatea 4 licee. Adică destul de multe. 4 licee care sunt și chiar localizate geografic. Centru, da, exact. Putem să spunem că suntem un centru educațional din punctul ăsta de vedere. În total, peste 3.000 de elevi la nivelul localității noastre, de la nivel preșcolar până la cel liceal. Beneficiarii celor 5 proiecte accesate de către Primăria Brănești sunt Liceul Tehnologic Cezar Nicolau și Colegiul Silvic Teodor Pietraru, împreună au peste 1200 de elevi și aproximativ 100 de profesori și personal didactic care au fost direct beneficiari ai acestor investiții. Bine, și alte generații care vor urma din punctul ăsta de vedere. Deci este și pe termen lung această investiție. Investițiile au totalizat peste 4 milioane de euro și au constat în creșterea eficienței energetice pentru corpurile de clădire a celor două licee și modernizare și dotare laboratoare didactice, respectiv ateliere școlare pentru acestea. În speță s-au renovat și s-au reabilitat clădirile unde își desfășoară cursurile elevii, cantinele pentru ambele licee și în același timp și sala de sport de la Liceul Tehnologic Cezar Nicolau. Iar mai mult decât atât, pentru a crește gradul de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, s-a investit și în, cum aminteam mai devreme, în dotarea laboratorilor didactice și atelierelor școlare. În speță la Liceul Tehnologic Cezar Nicolau s-au creat două ateliere, unul pentru clasa de mecanici auto și cealaltă pentru cea de electricieni, iar la laboratorul, la Colegiul Silvic Teodor Pietraru, dat fiind specificul acestuia, o suprafață de 2,5 hectare de parc dendrologic a fost reabilitat, au fost create alei, amfiteatru și s-au plantat peste 200 de puieți pentru a oferi materialul didactic pentru aceștia, cum spuneam, fiind specificul acestora. Mai multe nu știu ce să vă spun, în sensul că s-au implementat și măsuri pentru creșterea eficienței energetice, cum ar fi scăderea consumului general al clădirilor prin implementarea surselor alternative de energie. În același timp s-a căutat și încadrarea în normele actuale de siguranță și calitate și protecție la incendiu, pentru că este foarte important, pentru că știți bine că tot au fost discuții în mediul public legate de autorizările ISU ale școlilor și putem spune că ne-a ajutat foarte mult să obținem autorizațiile ISU pentru aceste instituții de învățământ. În același timp, Aceste investiții au dus la sporirea atractivității clădirilor și reducerea abandonului școlar,
prin adaptarea acestora la nevoile actuale și a ofertei educaționale. În același timp, pentru că erau anumite spații nefolosite sau abandonate, cum ar fi, mi-aduc aminte foarte bine, la Liceul Tehnologic Cezar Nicolau, acum își desfășoară activitatea elevii de la clasa de electricieni, clădirea nu mai era folosită, pur și simplu, și în felul ăsta s-a revitalizat complet spațiul existent și le-au fost reintroduse în circuitul educațional. Aveți, știu că se găsesc foarte greu profesori specializați, aveți norma completă la școală, sunt... Da, putem spune că nu avem foarte mari probleme, iar prin faptul că au venit aceste dotări și programe, noi am investit constant. Deci filozofia conducerii primăriei Brănești este de mulți ani accesarea continuă a fondurilor externe, indiferent de sursă, încercăm să accesăm cât se poate, de unde se poate. De aceea, conform unor site-uri, cum ar fi analizeeconomice.ro, Comuna Brănești, deși nu dispune de anumite facilități, dau exemplu Chiajna, Dragomirești, se află în primele 10 comune ca execuție bugetară anuală. Dar asta datorită faptului că accesăm fonduri în continuu. Revenind la întrebarea dumneavoastră, pe care am puteți să repetați, vă rog. Întrebam dacă aveți profesori specialiști suficienți, da, pentru că da, da, există da. Un... Da, corect. De profesori specialiști la școlile profesionale. Da, așa este. În schimb, noi putem spune că prin proiectele implementate s-a reușit atragerea și profesorilor. Vă dau un exemplu, domnul Horia Vârlan, care este bucătar, celebru șef, dacă îl cunoașteți, a făcut un contract cu Liceul Tehnologic Cezar Nicolau pentru clasa de specialitate. Și dânsul vine de 2 ori pe săptămână și are atelier de practică în cantina școlii. Pentru că acum cantina este nouă, este dotată, deci se poate lucra și se poate atrage mai ușor și partea de profesori. Asta clar. În același timp, conducerile celor două școli urmăresc tot timpul și au parteneriate și cu instituții private. Tot vorbeam de clasa de electronică și de la Liceul Tehnologic Cezar Nicolau. Aceștia au un parteneriat cu fabrica Makita, care se află pe raza localității Brănești și există un schimb de experiență, există vizite în cadrul fabricii și mai departe sporind atractivitatea acestor licee și pentru elevi, dar și pentru profesori. Spuneați mai devreme că nu ați putut să consolidați o clădire din cauza că era încadrată la risc seismic Da, 2. da. Din noul exercițiu bugetar veți putea să faceți? Da, deci înainte, dar asta e valabil nu neapărat la regiune, peste tot toate clădirile care erau încadrate cu risc seismic, chiar dacă erau clasa 2, deci nu era un pericol iminent cum este la clasa 1, de exemplu, dar erau excluse de la finanțări de orice fel. În urma consultării, pentru că aici trebuie să felicităm Agenția de Dezvoltare, tot timpul au venit spre noi, tot timpul ne-au întrebat, ok, ce putem, ce, cum să facem. Și în urma acestei colaborări excelente dintre instituția noastră și Agenția de Dezvoltare, și pe această cale salut și pe domnul director Dan Nicula, s-a reușit ca pe noile ghiduri, noile reglementări, să putem să includem și aceste clădiri cu risc seismic. Și atunci, ok, va exista componenta de consolidare, bun, ne asumăm, nu este nicio problemă, dar în același timp vom putea finanța și partea de eficientizare, ceea ce pe noi ne ajută foarte mult. Mă gândeam că spuneați că accesați foarte multe fonduri, toate fondurile posibile. Da. Mă întrebam de ce personal aveți nevoie ca să implementați toate proiectele acestea și să le și duceți până la capăt. Da, aici să știți că cred că este nu o problemă, cât trebuie, este un volum foarte mare de muncă, asta e clar. În prezent sunt 5 persoane care se ocupă exclusiv de aceste proiecte. Ok, există echipe de implementare care sunt mărite în funcție de nevoie, dar personalul, cred eu, din punctul meu de vedere, și aici este o părere personală, ar trebui mărit, mai ales în contextul în care în perioada următoare există și partea de PNRR și partea de finanțare europeană și atunci vor fi multe programe ce necesită atenție, ca să spun așa.
Programul regional București-Ilfov 2021-2027, cum spuneam, are o finanțare de 3 ori mai mare. Într-o emisiune recentă în care vorbeam cu domnul director Dan Nicula, vorbea și dânsul despre necesitatea creșterii volumului de personal. În ce stadiu sunteți? Sunt de acord cu această afirmație. Repet, este păcat să pierdem niște oportunități și clar este necesar a atrage personal foarte bine calificat cu experiență în domeniu. Și asta ne propunem să facem în perioada următoare, să reușim să mai aducem una, două persoane cel puțin și în același timp, pentru că asta e situația unde putem să colaborăm și cu firme de consultanță externe, ca să spun așa. Am înțeles. Da. Doamna Curcan, care este situația exercițiului financiar trecut, pentru că el încă nu s-a încheiat, nu? Nu, 2023 este un an important pentru finalizarea unor proiecte din regiunea București-Ilfov pentru exercițiul 2014-2020. Așa cum mai spuneam, am fost organism intermediar, suntem în continuare și anul acesta pentru finalizarea programului Regio 2014-2020. Am avut o alocare de aproximativ 350 de milioane de euro pentru regiunea București-Ilfov, o sumă mai mică nu pentru toate axele programului 2014-2020, regiunea București-Ilfov fiind considerată regiune mai dezvoltată. Am primit finanțare numai pe axa 3, eficiență energetică, achiziția mijloacelor de transport, pe axa prioritară 5, dedicată mediului cultural și crearea spațiilor verzi. Pe axa prioritară 6, drumul județene, un singur tronson de drum județean în Ilfov, spunem noi important drum finanțat cu fonduri europene prin Regio 2014-2020, care leagă de asemenea două proiecte importante, două monumente care vor fi finalizate cu Regio din Ilfov. Mănăstirea Căldărușani și Balamuci, proiecte ale Consiliului Județean Ilfov și pentru axa prioritară 10, infrastructura educațională. Infrastructura educațională, cea mai solicitată din punct de vedere a depunerii proiectelor în regiunea București-Ilfov, atât în perioada 2007-2013, când am avut proiecte peste 600% din alocarea programului. De asemenea, în perioada 2014-2020 am avut mai multe proiecte depuse decât alocarea primită pentru creșe, grădinițe, școli, licee tehnologice și universități. Aceste tipuri de proiecte vor continua și în perioada 2021-2027. Pe site-ul nostru adrbi.ro există o broșură dedicată proiectelor Regio 2014-2020 cu stadiul programului până în acest moment. Le vom actualiza anul acesta când vom primi cererile finale de rambursare pentru regiunea București-Ilfov. Se pare că aveți foarte multă treabă în 2023, odată cu finalizarea exercițiului financiar 2014-2020, acum cu lansarea noului program regional București-Ilfov 2021-2027. Aveți deci un volum foarte mare de muncă. Cum stați cu personalul? O provocare de asemenea și pentru noi în această perioadă, așa cum spuneam, două programe suprapuse, colegii noștri, în special de la monitorizare și verificare, vor fi dedicați
finalizării programului regional 2014-2020, dar de asemenea se implică activ și în crearea noilor ghiduri și în crearea procedurilor pentru noul program 2021-2027. Și pentru noi va urma un proces activ de angajare și dezvoltare, mărirea personalului pentru noua organigramă, pentru noua provocare de autoritate de management pentru programul regional 2021-2027 la nivelul regiunii București-Ilfov. Înțeles. Mulțumesc frumos că ați fost alături de noi. Am vorbit cu Simona Curpan, este șefa Departamentului de Promovare Regională și Investiții al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, și cu Andrei Ciosvârdă, administrator public la Primăria Brănești. Mulțumesc că ați fost alături de noi.